numesc Romina, am 22 de ani și vin din Chișinău. Am venit la Mereasa pentru experiențe noi, pentru o etapă nouă în viața mea. Cine știe, poate îmi găsesc și ursitul. În Moldova sunt deja de practic de 5 ani pe piața muzicală, în formă de colaborări și piesele mele. Am ajuns să devin interpretă, asta cel mai mult mă bucură, pentru că lumea mă cunoaște, lumea se apropie, unii fac poze, unii chiar se mândresc de fapt că mă țin de mână sau se apropie. Asta e un sentiment care nu pot să redau, adică sunt flutere de fiecare dată în stomac. Și când cineva îți apreciază munca care tu o faci și îți apreciază și talentul, asta este cea mai mare fericire care o pot să primez zilnic. De la 4 ani când? De ce? Pentru că pentru mine muzica era tot de mică, telecomandat, microfonul, masa, scena, era cea mai mare vedetă. Și deja după ce am murit mama, în intervalul de 40 de zile, eu am început să cânt foarte și foarte mult, mă puneam în colțuri, urlam, plângeam și de aici cântam și mă linișteam. Adică asta a fost momentul meu de refugiu. De ce și zic, muzica pentru mine este tot absolut. O vocație descoperită de timpuriu și care a fost aprofundată dintr-o mare durere sufletească. Viața Rominei nu a fost deloc ușoară. Mama a decedat când aveam vârsta de 6 ani, într-un incendiu în Moscova. Și de la vârsta de 6 ani până la 14, bunica. Tata ne-a lăsat când aveam vârsta de, hai să zic, nu vârsta, 10 luni. Ne-a lăsat, pentru că acum, din câte știu și am văzut, are altă familie, fericire lui. Eu mă bucur de postura care o am eu la moment. Romina a găsit în sufletul ei puterea de a depăși problemele familiale, iar muzica a ajutat-o să devină ceea ce este în prezent. Sincer, se zice că prin muncă am să pot să ajung acolo unde vreau și muncind sper să-mi ating scopul de a ajunge cât mai sus în sfera muzicii. Posibil să devin și o interpretă internațională. Romina, bine ai venit la Zoo! Mă bucur foarte mult să te văd aici, pentru că ascultătorii ne spuneau: măi, e o fată talentată în Chișinău, vrem să o aduci la Zoo. Și iată, ești aici. Asculte piesele care le scot, să le placă ceea ce fac și, în ultimul rând, să mă susțină mereu atunci când am nevoie de ei. Amintiri peste tot. Sufletul Rominei vibrează la ideea de iubire, însă trecutul ei amoros a fost marcat de un ultim eșec. S-a terminat acum un an jumate, fiind pentru mine cea mai lungă relație, de aproape 7 luni jumate, ceva de genul, pentru că eu sunt genul de persoană foarte iubitoare. Sunt iubitoare, încerc să creez zona de confort în jurul omului de lângă mine. Ai plecat și cum e greu. Când văd un gol în patul meu, nu înțeleg de ce sufăr eu. Ok, dar dacă nu știa prețul ei și știa doar să mă facă practic să plâng în fiecare zi, am zis că nu. Înseamnă că eu nu merit așa comportament. Eu știu cine sunt, ce reprezint și ce merit eu. Și pur și simplu fiecare și-a văzut de drumul ei. Merit să fiu iubită și prețuită și să aibă cineva grijă de mine, pentru că să mă simt că are nevoie doar de prezența mea și mai mult de nimeni în jurul meu. Despre băiatul visurilor ei, Romina știe ce vrea, iar așteptările ei sunt simple și exprimate clar. Să fii un bărbat deștept, să nu îmi fie rușine când voi sta lângă el să deschidă gura și să aibă gustul ăsta de a se îmbrăca, să se îmbrace frumos. Dar se mai naște o întrebare. Oare nu e Romina prea tânără pentru o căsătorie? Eu nu consider că sunt prea tânără pentru o căsnicie. Pentru că îmi doresc și eu să devin o mămică tânără, să cresc odată cu copiii mei, să nu fiu bau bătrână și zic că nu mă duc cu copiii mei. Nu, vreau să fiu tânără. Vreau să cresc odată cu ei, să mă dezvolt.
ziceți? Da, mie îmi place, seamănă cu Antonia. Da, seamănă cu Antonia. Oh, foarte frumoasă, da? Serios. Romina! Vă pup! Bine ai venit în Casa Mireasa! Bine, v-am găsit! Pare bine! Te rog! Uită-te bine în jurul tău, în stânga, în dreapta, în spate, pentru că ei sunt oamenii cu care vei trăi, practic, frumos, în următoarea perioadă, până prin august. Aoleu! Mi-am înghițit limba! Până în iulie, până la jumătatea lui iulie. Se pare bine, foarte bine. Ce pare faci? Bine să vă cunosc. Cum ești? Lume. Foarte bine. Am un pic de emoții, mă zădești pe mâinile mele. Am mărlin. Restul e super. Mă bucur foarte mult că mă aflu aici. Pot să zic din start, sunteți foarte frumoși toți și la chip și la suflet. Sper, nu știu. Asta o să te mai convingi pe parcurs. Acum nu vreau să te super. Chiar sunt oameni foarte faini. Dar te pun în gard asupra unui lucru și e valabil și pentru Cosmina, pentru că și ea a intrat ieri. Ca în orice familie, ca în orice casă, apar tot felul de discuții. Traiul ăsta la comun e frumos, dar uneori ești păgubos, mă rog. Știi cum e. Cosmina, mi s-a părut mie sau ai lăcrimat când ai văzut materialul cu Romina? Ce te-a impresionat? Da, am zis că nu vreau să plâng la televizor, am spus chestia asta din prima. Ei, de ce? Că a vorbit despre familie și pentru mine familia e tot. Și încă am emoții. Voi o să vedeți că voi nu sunteți aici la televizor. Sigur, da, emisiunea este văzută de o țară întreagă. Sunt milioane de oameni care vă știu deja, vă cunosc, votează săptămâna de săptămână. Dar pentru voi este viață reală ceea ce simt, ce trăiți aici. Cu lacrimi, da, cu bucurii, cu iubire. Și vă doresc și vouă să simțiți fluturașii aia de îndrăgosteală în suflet. Așa cum simt deja mulți dintre concurenții din Casa Mireasa.